Evenimentul Zilele Culturii, Sărbătoarea Sfinxului, e în plină desfășurare la Bușteni. Localnicii și turiștii au fost invitați de această dată într-o călătorie fără bilet de trupa gălățeană Strada Mare. Bogdan Stankov la chitară și muzicuță, Mihai Ochiu chitară și Ciprian Postolache la clape au susținut un concert sub motoul Muzica ascultabilă pentru tineri de toate vârstele. Trenul cu lumină puțină, compartimentul e lângă la trină. Șeful de tren îmi spune nervos, băi, ai bani sau continui pe jos? Piesele pop și folk interpretate de artiștii gălățeni pe scena din Bușteni au fost primite cu căldură de public. Trupa Strada Mare este cunoscută mai ales printre iubitorii muzicii folk și participă constant la cele mai importante evenimente de gen din țară. Zilele Culturii, Sărbătoarea Sfinxului, continuă în stațiunea de pe Valea Prahovei. Vom continua cu tango Argentina, acordeon, oboi și pian, dar și cu o pereche de dansatori care s-a întors de curând cu succes de la campionatele europene de dans sportiv. Vom avea magie în data de 20, după care 3 zile o replică la Mamaia Copiilor, Festival Național de Muzică Pop. Vom încheia pe 24 cu Seara Maestrilor, concert extraordinar cu maestrii Valentin Gheorghiu și Gabriel Croitor. Evenimentul cultural se află la cea de-a 7-a ediție.